Salut! Am ales să înregistrez mergând pentru că mi se pare mai schimb scenariu, mai schimb... Da, prea eram în... Țin cu mâna, gen selfie stick, dar nu-i stick, mă rog. De ce înregistrez? Mă sună azi un coleg, prieten, aș putea să-i spun, și îmi zice... A, salut, zic, să mor tu. Ia, ce. Zic, să nu-mi zici că ai plecat acum de la serviciu, că e târziu. Da, păi acum am plecat. Cum ai plecat acum de la serviciu? Da, cât e ceasul? Nu uitam la ceas. Ora 20, ora 8 seara. Păi la ce ora ai venit la serviciu? La zi, la 9 dimineața. De la 9 dimineața la 8 seara? Ai stat 11 ori la muncă? Da, și cu pui cât ești? Păi sunt plătit pentru 8 ori. Ai fost plătit 8 ori? Ești plătit pentru 8 ori și stai 11 la muncă? În 2018? În secolul ăsta tu stai peste program? De ce? Păi, mi-era târșă, mi-era rușine. Ce rușine, mă? Cum adică ți-i rușine să stai? Ce-i asta? Cum adică? Păi, da, na, toată lumea stătea, cum să plec? E ca mine, cum să plec? Eu mi-am negociat 6 ori. Am negociat, deci am zis, mi-am negociat 6 ori și am zimi. Luna trecută, eu am timesheet, mi-am făcut timesheet. Că eu știu ce discuții mai sunt, poate cineva nu-i... Na. Poate vreodată cineva se întreabă de ce vin eu la 11 la muncă. Și mi-am făcut timesheet. Iar luna trecută am stat peste program toată luna. 4 ore. Atât. Doar 4 ore am stat peste program. Stai să facă clarul. Atât. Ah, okay. Da? Deci toată luna trecută, 21 de zile lucrătoare, 4 ore în total. Mi-am făcut in-out. Când plec la masă, când mă întorc, 6 ore pe zi, 21 trebuie să iasă 126 de ore și am stat 130, ceva de genul. Da, eu îmi calculez că stau, dar e viața ta, de aici, de asta înregistrez. Și îi spun tipului, băi tată, asta e viața ta, deci tu-ți vinzi, nu nici măcar dacă ți-ai vinde, o fi bine. Eu îmi vând viața, adică mă duc la serviciu să câștig niște bani, adică îmi vând timpul petrecut pe pământ, da, existența mea mi-o vând pe bani, cu banii făcând chestii. Iar tu, nici măcar nu ți-o vinzi. Tu muncești moca, ești sclav în pui. Tu ai fost azi, nu știu, trebuia să pleci 9 și 17, 18, trebuia să pleci la 6, ai stat 2 ori sclav. Ai stat. Ai muncit efectiv degeaba, degeaba. Intru să cumpăr niște chestii pentru mâncare. Mă întorc. Da, m-am întors. Nu este ceapă Polonia și nu este morcov. Da, dracu. Ciorbă fără morcov. Ce să mai pun în ea dacă n-am morcov? Ceapă și carne și tăiții de casă. Da, așa. Mă gândeam acum la logica din spatele. Când se zice, îți amanetezi viața. Băi, când îți amanetezi viața, primești ceva, la așa e la amanet. Primești niște bani, nu? Ți-am amanetat. Nu, tu stai, ești sclav, frate, nu amanetezi. Tu dai unei companii timpul tău, dai viața ta degeaba. Nu primești nimic. Primești salariul erai pentru... cele 8 ori. Dar în rest e degeaba. Și atunci am înțeles chestia asta de mai de mult, mă rog. Și am hotărât să nu mai fac faza asta. V-am mai povestit în Londra. Programul 9 to 5, de la 9 la 5. De la 9 la 5 jumate, jumătate de oră pauză de masă. La 5 jumate venea Ken lângă mine. Hai, închide calculatorul și acasă. Ken, dar eu mai vreau să nu mai vrei nimic. Stăm aici până... Deci stau lângă tine. Închide calculatorul și acasă. Și asta se întâmpla acum 10 ani. Eu când aud din astea la... Mai sunt articole din astea de la televiziune, la... Care zic, oamenii tineri din ziua de azi nu mai vor să stea peste program, nu mai vor să... Foarte bine, mă bucur foarte mult. Este foarte bine, este viața ta. Nu trebuie, nu există. Omul ăsta are 40 de ani și stă peste program. Băi, dar n-ai învățat nimic, tată, n-ai învățat că... Acum nu vreau să fiu rău, dar mai trăiești 30 de ani și mori. 40, hai, că-s băia bun. E-s băia bun și o să mor la 80. Deci mai ai încă pe atât și mori. Ce faci cu timpul tău? Îl dai unora care oricum îl doare în fund de timp. Nu, mă, nu e ok. Nu stați, mă, peste programul. Nu stați peste program. Și ce soluție o să avem? I-am zis. Exact soluția care o am eu. Îi dau timesheet, am timesheet Excel. Este pe internet, e gratuit. Chiar Microsoft l-a făcut. Timesheet Excel. In-out și pauza de masă. Și la sfârșit, când îți iei concediu, zici, uitați, am muncit 60 de ori în plus, sau 50 de ori în plus, sau 40 de ori în plus. 40 de ori în plus înseamnă încă 5 zile în plus la concediu. Asta înseamnă. Le vreau. Nu vă cer bani, nu vă cer bonusul, nu vă cer. Vreau zilele astea în plus. Vreau să nu vin. Uite, nu vin 5 vineri. Sau nu vin 5 zile de luni, ca să nu se simtă. Nu vin.
la serviciu. Stau acasă, mă uit pe net, vorbesc, copiii din spate se uită la mine. Mă rog, stau acasă și nu... pentru ce? Da, au zis că se gândește. Nu mă, nu... mai trec 2 ani până să hotărăște. Ia fiți azi, fiți azi. Asta e pisica cartierului. Hei! Pisi! Da, mă studiază. E o pisică care mă studiază. Mă vede și... Da. Hei, uite, copii. Bine. Miți! Miți! Cât de aproape mă sunt eu?